În primele două săptămâni ale anului 2019, polițiștii locali de la Serviciul Disciplină Rutieră au aplicat peste 200 de amenzi șoferilor care au încălcat normele legale privind oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor și accesul interzis pe raza municipiului Buzău. Valoarea amenzilor depășește 35.000 de lei. De asemenea, au fost ridicate 11 autovehicule pentru staționări voluntare pe trecerile de pietoni în intersecțiile aglomerate ale municipiului, stânjenind circulația rutieră și pietonală, în stațiile pentru transportul public în comun sau pentru blocări ale căilor de acces la drumul public. În primele 15 zile ale anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație și Disciplină Rutieră au aplicat un număr de 246 sancțiuni contravenționale în valoare de 35.670 de lei și 499 puncte penalizare. De asemenea, au fost dispuse măsuri tehnico-administrative de ridicare a 11 autovehicule pentru staționări voluntare pe trecerile de pietoni în intersecțiile aglomerate ale municipiului sau în stațiile pentru transportul public în comun. Polițiștii locali se plâng de faptul că nu rare au fost cazurile când șoferii vinovați au devenit recalcitranți sau au încercat să se sustragă de la locul faptei pentru a induce în eroare sau pentru a-i intimida pe agenți, atunci când le-a fost adus la cunoștință că vor fi sancționați. Ei avertizează însă că acțiunile pe această linie vor continua până în momentul în care șoferii vor înțelege necesitatea și obligativitatea respectării legislației în vigoare.